crimă urmată de sinucidere în Lupeni. Doi tineri căsătoriți au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau. Cadavrul femeii prezenta urme de violență, iar bărbatul a fost găsit spânzurat. Polițiștii și procurorii hunedoreni au deschis o anchetă în acest caz. Doamne! Doamne, ajută-mă, Doamne! Alin avea 27 de ani și soția sa, Andreea, 25 de ani. Erau tineri fericiți și aveau tot viitorul în față. Însă patima jocurilor de noroc și gelozia l-ar fi împins pe el să facă un gest greu de imaginat. Cel mai probabil, Alin și-a omorât soția în bătaie și când și-a dat seama ce a făcut, și-a pus capăt zilelor spânzurându-se de țeava de gaz din apartament. Nenorocirea a fost semnalată sâmbătă seara de vecinii care au simțit miros de gaz și care spun că nu i-au mai văzut pe cei doi de câteva zile. Am fost anunțat în legătură cu o persoană blocată, am ajuns, am deschis ușa și, într-adevăr, sunt două persoane, una în apartament. Decedate amândouă. Părinții tânărului nu își explică de ce fiul lor a recurs la acest gest. Spun că l-au căutat, dar de joi, de când încasase salariul de la Mina Lupeni, nu l-au mai putut contacta. Dar ați vorbit astăzi cu ei la telefon sau ceva? Am sunat, dar nu ne-a răspuns. Am sunat și ieri, pe alte telefoane. A, deci de câteva zile nu vă mai răspund. Nu ne-a răspuns, după trei zile, sunt în continuare. Am fost pe ei la ușă și am bătut și nu ne-a răspuns. Dar de câte zile știați erau telefoanele închise? Păi când au fost închise? Când a sunat ultima dată? Data de 15, când au fost plata la mineri. Deci de la plata minerilor de pe 15? Am bătut pe la geam. Eu am zis spațiu nou, s-au dus pe la strajă, cumva. Acum cazul a intrat pe mâna procurorilor care au deschis o anchetă, iar trupurile celor doi au fost preluate de Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara.